O victorie foarte importantă pentru voi astăzi. Cum a fost meciul, în primul rând? Am început relaxat puțin, dar după primirea golului mă bucur că toți băieții am avut reacție, am reușit să întoarcem soarta meciului relativ repede și ne-am dorit ca toate echipele care joacă cu contracandidatele noastre să joace cum joacă cu noi. Cu noi își dau viața și cu alții menajează jucători. Așteptăm și noi să vedem dacă se întâmplă lucrul ăsta cu noi, să menajeze cineva vreun jucător în meciul cu noi. Când joacă cu noi, da-bea, 1-0, 2-1, când joacă cu alții iau câte 4, câte 5. Și nu e niciun fel de problem. Simți că sunt și alte echipe care, nu știu, împotriva universității? Cu noi toată lumea zice că noi nu putem să facem nimic. Noi suntem noi și jucăm doar pentru club. Pentru noi, noi nu putem să facem aranjamente, noi nu putem să luăm echipe să joace cu noi. Ce, nu se știe? Se știe de la început cine cu cine. Noi suntem singuri și vom promova și singuri așa. Că acum avem acasă. Și așteptăm aici. Să vedem dacă aici mai joacă la mișto. Sau menajează jucători. Deci care pe care săptămâna viitoare? Meciul. Normal. Noi jucăm acasă, jucăm la 3 puncte și să prindem și locul 2. Că ați văzut Petrolul cu Slobozia. Cât ți-a amenajat Slobozia? Pentru cine? Ne așteaptă tot pe noi? Îi așteptăm și noi acasă. Să le dăm mingea. Le mai dăm mingea când o fluiera porcul. Crezi că dacă veți câștiga cu Petrolul aveți șanse și la locul întâi? Da, noi ne gândim doar să promovăm. Nu ne interesează locul. Noi doar să promovăm și atâta tot. Nu ne interesează altceva. Astăzi ați reintrat în meci și cu golul tău. Primul gol pentru, pe la vreo 40 de metri. Cum a fost execuția? Am încercat de multe ori acest procedeu. Mă bucur că în seara asta am putut să-mi ajut echipa prin reușita mea și cu această ocazie vreau să dedic golul neveste, viitoarei mele soții și băiatului meu care mă așteaptă acasă să ne bucurăm împreună. Bun, mersi frumos. Fugi.